Salutare puilor, așadar, după cum v-am promis și după cum v-am spus, momentul în care mă voi simți mai bine, voi veni și voi vizita pe aici. Am venit la muzeul sau casa nimeni altului decât Arnold Schwarzenegger, 7 ori Mr. Olympia, Terminatorul, știți cu toții, ce să mai, nu mai nimic, nu mai zic pe aici. Uite, am și 8 Terminatoare aici cu mine, dar e ok, I'll be back. Vă arăt ce este pe aici, cum e, eu o să intru și înăuntru și... Nu știu cât e intrarea, o să vedem cât e intrarea, dar cu siguranță merită. Hai să vă arăt un pic ce-i pe aici, da? Oh, scuzați-mă că din greșeală am dat să vă arăt nesimțita asta. Scuzați-mă. Asta voiam să vă arăt. De fapt. Uite-o cum controlează ea acolo. Ei, nu se intră fără să plătești. Ia și afară. Uitați aici, cu toți știți pe Arnold Schwarzenegger, Terminatorul. Eu îl urmăresc de mic, a fost modelul meu, bodybuilder, Mr. Olympia, actor, scuzați nesimțita asta de satul mare, actor, guvernator, hai să vedem aici despre ce e vorba, nu știu ce se încarcă aici, se încarcă cu mușchi, habar n-am, la ce nu văd aici, așa nicășe, zice că se încarcă cu mușchi, nu știu, avem pe aici ce avem, ia, hai să vedem. Aici încărcare electrică la mașini. Ia uite aici, muzeu, online shop. Vedem ce este pe aici și ce ne trebuie. Da. Priviți aici mărețul Arnold Schwarzenegger și poza lui semnătură, ca să zicem așa, pentru cei care sunt cunoscători. Asta e poza lui semnătură. Dar poza lui semnătură. Stai să vedem așa cum stă. Eu am și ochelari din Terminator și geacă neagră, dacă știți cu el așa. Cum? Ceva de gen. Am mâncat. Mișto. Bine, dacă stăm să facem un calcul sau așa, suntem cam prin apropiere, nu e că suntem... Vă-ați cam o vară de noi, nu? Deci da, nu? Ceva de genul, da? Bine, mai trebuie să mănânc mult până la ajung, dar din moment e ok. Mama mea, uite ce avem aici. Am intrat deja înăuntru. Avem poze cu Arnold de prin armată, de când era guvernatorul, ia uite acolo, grămadă de chestii, avem aici un soldat, ia uite-l pe Arnoldul nostru. Băi, ce mișto, uite acolo o carte, o masă, un pat. Ia să vedem aici, mamă, birou de guvernator, uite-l pe Arnoldul nostru, mamă, dar ce ghiul are. Uite-l aici, cum stai. Ceasul, tot felul de ornamente pe aici, de chestii. Asta e biroul lui de guvernator. Uite-l aici pe șeful nostru. Figurine, chestii. Oh, da. Foarte mișto. I'll be back. Păcat că nu pot să fac pe țăranul, că mă duceam și mă punem pe scaunul ăla, să văd și eu cum se simte. Da, uite, cum stătea el acolo jos. Mamă, uite ce geacă faină de piele. Dar stătea bine și mie cu ea. Mergem mai departe. Un selfie. Urcăm trepte, să vedem ce are, să vedem ce are acolo și la etaj. O grămadă de poze pe aici, șmechere cu... Soția, gagica, nu știu, Hollywood, talentes, hai să vă arăt, da? Că de mine sigur sunteți plictisiți. Mamă, de aici ce poze cu Terminator. Uite, ești din filme, Expandables, Arnold Schwarzenegger, The Escape, filmele, chestii. Uite acolo, Terminatorul, mamă, asta e din Terminator, frate. Da, asta la vista, baby, asta e din Terminator. Mamă, ce Harley Davidson. N-ai să vezi. Ia uite, ești pe Mr. Universe. Uite cum era atunci. Acum dacă te vede cineva că ești neepilat la sub braț, să râde de tine. Dar atunci așa era. Mamă, ce machine gun pe aici. Ia uite. Ce mișto. Terminator. Uite acolo. Oh, și acum intrăm în camera filmului. Ia uite aici. Uite-l aici pe ăsta, sigur. Oh, my friend-o! Ia uite aici, super tare, frate.
Na, dai 10 euro ca să intri, că nu-i mai mult, 10 euro. 12 euro, hai da. Uite-l pe Conan the Barbarian. Nici nu mai trebuie să știu, că îi știu filmele. Păi sală, tată, uite aici. Uite aici, băi, dar n-are un trofeu de Mr. Uni... Păi uite aici și trofeele, tati. Mamă, frate, deci nu vine să cred. Ia uite aici cât era Arnold, să mor eu. Deci nu vine să cred, asta e o poză care cât de cât îl reprezintă, cam atâta era. Mamă mie, uite, să fac o comparație, așa cât de cât. Așa, asta la vezi, ce uiți mă la mine, mă? Ăsta își întoarce ochii după mine sau mi se... Bă, ăsta s-o uite încă. Bă, tu ești nebun, tu îți întorci privirea. Mă spărie să mor eu. Uite cum se uită la noi. Ia, are ceva. Întrenăm un picuț aici, imediat dăm bătaie. Uitați-vă cum arăta o cameră din asta de pe vremuri, de acum 20, 30, 50 de ani. Uite aici, un șpor din asta pe care se gătea frumos, cu siguranță mai există, dar foarte, foarte mișto. Și aici ce avem? Ce mai avem? Avem o coborâre pe aici, să mai mergem în... Grămadă de poze aici, nu știu, părinți, trofee. Grămadă de... Mamă, altele asta șmecheră. Mamă, uite căcăstoare. Uite cum arată căcăstoare. Mișto. Bă, avea baie în casă. Asta contează. Mamă, ce pictură faină. Să mergem înapoi la roboți, să ne facem acolo niște poze cu roboții. Și cum am văzut, șpor. Deci mai cunosc trofeul ăsta, când l-am câștigat prima dată. Arnold Classic. Asta e trofeul de la Arnold Classic. Un inel de la WWE, mișto rău, uite-l pe Sergio Oliva, mă-i cunosc, mișto rău. Am ajuns la camera cu Terminatorul, păi sper că ăsta se uită și ăsta la mine, ia uitați-l cum arată. Ăsta nu se uită la mine chiar așa, dar e ok. Venim un pic mai încoace, mamă, uite ce veste antiglonță aici. Last Stand, ăsta e din filmul ăla de când a fost polițist, Conan the Barbarian, uite sabia, mă! Uite, mă, sabia lui Conan, mă, scrie Don't Touch. Mamă, ce șmecherii făceam pe el. Ia, uite aici, pe ăsta, pe tinichea ăsta, Skeleton, cum îi zice, nu știu. Ia, uitați-l cum e. Stai de viața mea. Pumping Iron acolo. Super mișto. Și mai avem aici o căpățână de Terminator Genesis. Uite aici, șmecherie. Pus încă o dată motocicleta asta mișto. Super tare. Uite-l Pumping Iron acolo, mișto, Terminator. Mergem și în curte să vedem despre ce e vorba. Uite ce scrie când cobor scările, I'll be back. Și am ieșit și afară în grădină. Cam așa arată. Bine, probabil nu arăta așa înainte. Asta e doar pentru oaspeți, probabil, sau vizitatori, așa ca mine. Să vedem casa, să vedem... Uite ce mișto acolo, curte. Păi stai un pic, păi, dar n-am știut că există așa ceva aici. Ia uite, băi, ești nebun la cap? Ce ai făcut, bobiță? Ia uitați-vă la ăsta, păi de unde se știu că există ăsta pe aici? Ce niște coarne mișto pe acolo. Ete, na, știu ce uiți la mine, mă? Să nu tragi. Cam asta e grădina. Bine, aici e pentru vizitator făcut. Foarte ok, foarte mișto. Da, deci despre asta e vorba, eu vă spun sincer că... Am crescut cu Arnold, fac sală de la vârsta de 17 ani. Arnold a fost inspirația mea. Întotdeauna mereu mi-am dorit să arăt așa. E cam imposibil fără niște ajutoare, dar oricum muncă multă. Și a, tot parcursul în viață are și o grămadă de speech-uri motivaționale cu care dormeam noaptea de multe ori. Cele 7 reguli spre succes, cărți de ale lui, podcasturi de ale lui. Deci, într-adevăr, un om mare, imens. Așadar, cam asta a fost mica excursie. Las filmatul și mă duc și mai fac eu un picuț aici. Aici și mama e nou intrat, că ea a mai fost. Ei place să stea numai lângă statuia asta, cu mușchi pe una alta. Gata, las. Și cam aia e. Ce e? Vreau să fac și eu o postare. Bă, săracul de mine. Na, învață-i și uite ce se întâmplă. Vă pupăm, nu uitați de subscribe. Sper că v-a plăcut mini excursia. De aici mai mergem, vă mai arăt, acum opresc și mai mă duc și odată să mă bucur de toate lucrurile astea și într-adevăr să citesc ceva. Deci vă pup din suflet și... Hai!
Thank you.